Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Bătrânii și înțelepții antici ne învățau. Cea mai de preț averea omului sunt copiii. Și dacă e așa, dar anume așa și este, atunci această avere suntem obligați să o îngrijim, să o păstrăm, dar să nu ne batem joc de ea. Sinceră să fiu, dacă ar fi voia mea, eu aș taxa foarte dur statul care nu-și protejează copiii. Să judecăm la rece următorul silogism. Părinții care nu au grijă de propriilor copii sunt lipsiți de drepturile de părinți. E lege și lege bună. Prin analogie și statul care nu prea are grijă de educație, tinerii generații trebuie lipsit de dreptul de a se numi stat. Dar poate statul nostru totuși e în mare atenție la capitolul educație. Zic poate, doar că faptele demonstrează inversul. Atâta timp cât picii din grădiniță sunt hrăniți cu alimente alterate, nu putem vorbi de stat. Atâta timp cât terenurile de joacă sunt furate copiilor pentru un sac cu bani dintr-o casă cu multe etaje, iarăși ar merita să adresăm întrebări dure statului. Atâta timp cât copiii noștri, chiar și dacă influențați de nu știu ce jocuri, balena albastră bună oară, se aruncă în gol, e și aceasta un semn de întrebare pentru statul nostru și atunci putem să întrebăm de ce statul nostru a trecut prea în grabă pe lângă ocupațiile copiilor, ocupațiile moderne din societatea de azi. Lucian Blaga o spune genial. Pedagogia caută, de când există, să desfințeze sau să scurteze copilăria omului, în timp ce adevăratul scop ar trebui să fie de a prelungi sau chiar de a permanentiza virtuțile și calitățile copilăriei. Ce se întâmplă la noi? Întocmim cu tot felul de programe, curriculumuri, tot soiul de indicații și reguli care, de fapt, în ultima instanță, transformă copilul într-o unealtă mecanică de însușire a așa ziselor cunoștințe. Noi, cei maturi, de asemenea, purtăm o mare parte din vina aceasta, alături de stat. În veșnica noastră grabă după mijloace de supraviețuire, uităm de cei micuți. Considerăm greșit, dar total greșit, că dacă copilul are o bucată de pâine pe masă și o pereche de papuci, atunci noi ne-am îndeplinit datoria de părinți. Da, este importantă și pentru partea materială, nu zic, dar ea e de moment, de prezent doar. Viitorul se clădește din alte materiale de construcție, inteligență, dragoste de cunoaștere și exemplul părinților. Iertată în fie duritatea, dar trebuie să fie goniți din sistemul educațional toți cei care fac economie pe seama educației. E alegerea noastră, a tuturor. Ori ne întoarcem cu fața la copii, ori de acum ne pregătim să fim o societate analfabetă, pentru totdeauna, prescrisă a fi orfană. Astăzi, cum v-ați dat seama, dragi telespectatori, vorbim despre copii. Iar tema am preluat-o din sloganul unui proiect internațional. Salvând copiii, veți salva o națiune. Invitații din această seară sunt Mircea Grecu, psiholog, secretar general al Centrului de Informare și Prevenire în domeniul adicțiilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Virginia Rusnac, director al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Grecu, vreau să încep cu dumneavoastră pentru că am preluat sloganul de la proiectul pe care dumneavoastră l-ați promovat și îl promovați în continuare și vreau să atenționez telespectatorii că este vorba despre un proiect internațional care a derulat în perioada 1 octombrie 2016, 31 mai 2017, în care 120 de instituții de învățământ au participat în cadrul acestui proiect din Chișinău, Bălți, Iedineț, Briceni, Republica Moldova, Sankt Petersburg, Federația Rusă, Lvov, Ucraina și Suceava, România. Au participat cu o mare dragoste și o mare plăcere. Vorbesc despre cadrele didactice și despre copii. Sunt 10.000 de copii implicați, da, care au primit gratuit niște cărți și este vorba despre terapia prin bas. Ne spuneți mai multe detalii, domnul Grecu, dumneavoastră. Da. Este terapie narrativă, metoda terapiei narrative. Noi am hotărât să prevenim comportamentele problematice la copii de vârsta preșcolară și școlară mică, anume prin terapie narrativă. Am hotărât să nu mergem cu morala directă la copii, în primul rând. În al doilea rând, să nu vorbim copiilor despre moarte. Pentru că copiii n-au încă simțul valoarea sănătății la vârsta asta. Adică să găsim o altă metodă eficientă de prevenție comportamentelor problematice, cum ar fi consumul de droguri, alcool și totun, cum ar fi dependența față de jocurile pe calculator, cum ar fi cultivarea simțului măsurii,
care este foarte important, cum ar fi prevenirea agresivității, prevenirea fricii. Și au fost scrise și ulterior editate niște povești terapeutice, vreau să le prezint aici. Da, vă rog frumos. Ghituța și Papucel, Ursulețul Marmi și În căutarea fericirii pierdute. Prima a fost scrisă În căutarea fericirii pierdute, o carte anti-drog pentru copii de vârsta... O am și eu aici, dacă e mai comod pentru cameraman să facă... Da, de vârsta 5-9 ani. O poveste în care nu se folosește cuvântul drog pentru a nu a provoca curiozitatea copilului. Da, eu am citit-o. Este vorba despre căuta, cum își caută măgărușul fericirea și până la urmă își dă seama că această fericire este prietenia și atitudinea față de oamenii din preajma ta. Deci asta e. Și o poveste cu partea metodică pentru părinți și pedagogi. Cum să utilizeze povestea asta? E o testare pentru copii. Cum să-și dai seama copilul ce înseamnă fericirea adevărată. Deci noi am vrut să oferim copiilor o alternativă. Alternativa este familia. Alternativa sunt prietenii la consumul de droguri. Deci în loc de droguri am folosit niște ciuperci, o travitoare. Aici, ca să facem o paralelă. Bine, a doua poveste... Și șarpele este un erou negativ, așa mi-am dat seama. Biblic, da. Biblic, exact. Da, un erou negativ. După asta a fost Ghituța și Papucel, tot la fel. O ghituță care îi plăcea foarte mult sportul și Papucelul îi plăceau jocurile pe calculator. Doi eroi se pornesc la drum. Și între timp apare o dispută între ei. Cine între ei este mai modern? Cine este mai performant? Cine este mai... din toate punctele de vedere. Și tot la fel e o poveste destul de captivantă. Am văzut că copiii, pentru că am vizionat și niște videouri, sunt foarte interesați, anume pentru că puțini eroi sunt să fie Ghetuță și Papucel și au intrat în rolurile astea destul de repede. Da, și a treia poveste este Ursulețul Marmi, cultivarea simțului măsurii. Din păcate, în Republica Moldova, nici noi măturii uneori nu aveam măsură. Da, aici consuma, aveți dreptate 100%. Alcoolul, chiar și alimentele, chiar când facem shopping, nu avem măsură. Și important ne-a fost cum să cultivăm de la vârsta școlară, preșcolară și școlară mică. Cum să punem valorile astea, timilia valorilor. Deci asta e foarte important și noi am găsit un limbaj, tot la fel, pentru a educa, nu doar de a informa ceea ce face Ministerul. Ministerul în programul său, în strategie națională antidrog, scrie că noi informăm. Ei, noi vrem și să educăm copiii. Pentru că informația nu este suficientă. Informația poate fi prezentată prin pliante. Pliantele nu le citește nimeni. Mai ales la copii de vârsta preșcolară, vă dați seama dacă dăm un pliant, ce va face copilul. Nu are niciun efect. Nu are niciun efect. La copii de această vârstă lucrează foarte mult jocul, activitatea de bază și poveștile, cum ați propus și dumneavoastră. Corect. Și doar la vârsta preșcolară trebuie începută. Și toată lumea zice, și lumea academică, și poliția, și din domnii de la Ministerul Educației, spun că de la vârsta preșcolară, dar n-a fost elaborat până acum, n-a fost elaborat un instrument, o metodă. Deci noi am venit cu metoda asta, terapie narrativă, care este foarte eficientă, care a fost preluată de colegii noștri din Ucraina. Este practic un pionerat că la această vârstă să propuneți în termeni destul de pedagogici, da, să zic, și folosind metodologie corectă, să introducem copilului aceste informații fără ca să-i speriem, fără ca să avem un rezultat nefast, da, dar cu niște eroi și cu povești terapeutice. Bine, vreau să vă zic că nu e metodă nouă, nu știu că ca psiholog fiind, eu știu că metoda asta a fost folosită și din Jung, și de Erikson, și de mai mulți psihologi. Nu, vorbesc la moment. La moment în Republica Moldova nu a mai fost așa n-a ceva. N-a mai fost și în prevenție n-a folosit nimeni practic. Nimeni n-a folosit. Și din cauza asta a fost tradusă și mai multă, deci uitați-vă și cărțile în limba ucraniană, care a contribuit primaria orașului Lviv la traducerea acestei cărți și va fi implementată la nivel de stat. Va fi implementat la nivel de stat. Deci ei au reacționat? Da, au reacționat. Sigur că am fost și la Lviv la prezentarea cărților. A fost tradusă și limba engleză. Story about lost happiness, da. Și avem recomandări din Austria, din Germania, din Turcia, din Polonia, din foarte multe țări.
Vedem da, că aici acest eu am proiect citit de la început că și în Rusia, în Federația Rusă și în România, da, aveți? Da, a fost recent, am avut și prezentarea rezultatelor acestui proiect. A venit și doamna Nadejda Ambrosieva, care este director a Institutului de Terapie Narrativă din Federația Rusă. Uh-huh. Prima zi a lunii octombrie, chiar recent a fost prezentarea rezultatelor și proiectului. Și ea a rămas tot la fel plăcut surprinsă de rezultatele acestui proiect. Anume, Ambrosieva a zis că este o metodologie mai veche, dar care acum ar fi trebuit să fie implementată mult mai activ, pentru că anume prin felul acesta de terapie, prin basm, copiilor le putem spune niște lucruri. Știți, eu cred, părerea mea subiectivă, e inutil să explicăm unui adolescent de 10-12 ani despre dependența de droguri și dependența de jocurile de calculator, dacă acesta a și încercat la vârsta de 9 ani prima dată o țigară, la 10 ani o bere și tot așa. Noi trebuie să fundăm, să găsim cum să explicăm copilului la vârsta preșcolară, accentuez, și școlară mică, cum se stă departe de aceste... Vreau să vă întreb dacă pe fondalul celor discutate de noi putem să arătăm imaginile acestea care sunt... Da, deja, regia, vă rog frumos, puteți deja să mergeți cu imaginile acele pregătite. Da, vreau să vă spun, să vă întreb, au fost susținute 4320 de lecții în toate aceste state, da? Sigur, da, în fiecare oraș a fost susținute. Prima lecție viza cunoașterea cu carte, adică copilul se uita la carte, a doua copilul răspundea la întrebările profesorului, educatorului, și a treia, înscenarea cărții. Deci e un lucru între pedagog, părinte și copil. Și ca să înțeleagă toți, această terapie prin poveste, care, ca să toți să perceapă și telespectatorii noștri, este bazată pe activități nu doar de o singură lecție, doar într-o singură lecție, corect? Eu înțeleg. Da, da. Sunt trei lecții obligatorii care se susțin în fiecare instituție de învățământ, practic. Da, și copiii mai și desenau unii eroi și am făcut și un concurs de desen în cadrul acestui proiect. Bine, haideți să vă zic că noi am constatat că prin terapie narrativă putem să facem atât prevenire, cât și corectarea și diagnostic. La fel, că prin desene am reușit să vedem că copiii care suferă, care au probleme grave psihice. Doamna Rusac, ce părere aveți despre toate aceste lucruri care s-au derulat în decurs de 2 ani deja, da, domnul Grecu? Și dacă ceea ce se propune pentru a fi implementat și în Republica Moldova, acum și o să vorbim ce reacție a avut și cine a reacționat sau nu a reacționat la tot ceea ce am discutat acum. Bine, nu am văzut ce prezintă strict materialele acestea, dar nu pot să neg importanța terapiei prin joc, dar nu doar și prin povești în cazul dat. Eu aș porni de la ideea că atunci când implicăm copilul într-un proces educațional, nu doar informăm, nu am să fiu de acord aici, pentru că atunci când intervenim, aplicăm activitatea dominantă care este caracteristică vârstei copilului. Și dacă vorbim de vârsta preșcolară, activitatea dominantă fiind jocul, intervenim și în activitățile de educație și informare prin joc, dar nu prin pleante. Eu mă referam la Strategia Națională Antidrog și Ministerul Educației este parte acestei strategii. Este partea acestei strategii și are misiunea de prevenire primară a consumului tuturor tipurilor de droguri și în dependență de categoria de vârstă vie în modalitatea respectivă de prezentare a informației pentru copii, că nu a venit nimeni cu pleante în grădiniță la subiectul acesta. Totodată aș mai pune un accent pe faptul că niciodată nu e târziu și dacă avem programe direcționate pentru copiii de vârstă 10-13 ani, înseamnă că avem probleme și la această vârstă și nu îi putem abandona din faptul că la o vârstă anterioară nu s-a intervenit cumva și au ajuns într-o situație. Altceva, că abordarea care se propune inclusiv în Strategia Națională Antidrog este complexă, interstructurală, interministerială, intersectorială, da, pe această dimensiune. Și ceea ce promovăm de fapt noi acum și prin programul de dezvoltare a educației inclusive, care presupune înlăturarea barierilor și dezvoltarea unui mediu prietenos la nivel de instituțiile de învățământ, de toate tipurile, începând și cu cele preșcolare, se axează pe axarea pe necesitate.
Iar valorificând necesitatea și aplicând metode caracteristice vârstei copilului, desigur că le utilizăm și sunt binevenite. Trebuie să vedem materialele, să discutăm, să avem o discuție, pentru că trebuie să recunosc, nu am avut această discuție și chiar nu am știut despre acest Vreau program. Vreau aici ca să clarificăm lucruri. Dacă tot vorbim de prevenție primară, avem strategie națională anteroc 2011-2018, avem mai multe planuri, 2014-2016, a fost un plan 2011-2013. Până în prezent, n-am văzut niciun raport a Ministerului Educației privind rezultatele strategiei naționale. Adică ce a făcut? Cum se face? Da, asta vreau să vă întreb, Ministerul Educației. Ce se face în școli, deci, eu dacă am prezentat, în grădinițe? Da. Cum se informează copiii privitor, iată, toate punctele care sunt stipulate în strategie antidrog 2011-2018? De fapt, ceea ce se întâmplă în sistemul educațional, Ministerul Educației anual prezintă un raport pe această dimensiune. Da, unde este raportul? Eu l-am căutat și raportele sunt, după câte cunosc, sunt făcute publici pe site-ul Ministerului Educației. Trebuie analizat pe toate dimensiunile, care, inclusiv pe situațiile, copiii în situații de risc și riscurile care sunt prezente, riscurile care sunt supuși copiii și sunt acțiuni de intervenție. Trebuie să recunosc că eu nu mă pot pronunța referitor la Ministerul Educației, eu pot să zic ce facem noi ca Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Ce faceți? Centru? Noi avem colaborări diverse cu instituții din societatea civilă și încercăm să implementăm prin sistemul nostru programe adecvate necesităților existente. Am identificat, astfel avem o colaborare frumoasă cu Terdezom pe implementarea a două programe prosociale pentru prevenirea comportamentului predelecvențional și infracțional. Uh-huh. Și cu toate că în aceste două programe, apropo, elaborate în parteneriat cu colegii din România, cu toate că în titlul programului sună aceste cuvinte poate înfricoșătoare pe undeva, deci dacă vom vedea programul cap-coadă, practic nu sunt aceste noțiuni. Programele, unul din programe este destinat atât grupului de copii, cât și lucrului individual cu copilul, cât și cu părinții acestora. Uh-huh. Deci prevede o abordare complexă. Foarte, uh-huh, foarte complexă și se axează pe dezvoltarea comportamentelor prosociale. Vorbiți despre alte proiecte, vorbiți despre alte, dar eu v-am întrebat la, anume la capitolul strategiei antidrog, ce se vă, și la prevenirea și jocurile de, pe calculator și ce mai este? Eu vă zic cum acționăm și ce programe avem pentru acești copii. De exemplu, tot în parteneriat cu CNPAC avem programul 12+, pe care se implementează și ați văzut că are o promovare destul de importantă. Deci, de fapt, noi nu putem să abordăm consumul de droguri strict individual în aspectul de consum. Dar nu este vorba asta despre, ca să punem, din câte știu eu, nicăieri nu aveți cuvintele drog sau alte. Păi și în cazul acesta nu utilizăm cuvintele respective. Da, eu n-am văzut, credeți-mă, eu n-am văzut, practic am discutat și cu reprezentanții Ministerului, o curiculă în prevenție. Deci sunt un ungeur care intră la școală și povestesc copiilor că de a consuma etnobotanice este chiar și util pentru memoria, gândirea, pentru procesele cognitive. Deci, cazuri reale, care îmi spun directorii, cine îi formează? Trebuie să fie o curiculă, trebuie să fie o atestare a persoanelor care să facă aceste lecții, adică să ducă aceste lecții. Eu cred că dumneavoastră trebuie să menționați concret ONG-urile care fac așa, pentru că mi este foarte complicat să judec despre ceea ce spuneți dumneavoastră anonim. Da, dar trebuie să fie anonim. Un program standard. Există, de fapt, în instituțiile de învățământ preuniversitar, prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor și tinerilor se realizează atât prin discipline obligatorii, curicula la disciplinele obligatorii și acestea sunt educație civică, biologie și alte discipline care au tangență, pentru că se încearcă o abordare transdisciplinară pe această dimensiune, cât și prin cele opționale. Dar cine îi povestește copilul despre?
cine povestește copilul despre droguri? Adică pedagogi sau cine? Sau diriginta? Sigur că dacă este disciplină obligatorie, sunt cadre didactice competente în predarea acestei discipline. Dumneavoastră cunoașteți că nu poți să predai o disciplină în școală fără a avea formare în domeniu. Fiecare pedagog are trebuie să fie formați pe această dimensiune. Cel puțin o dată la 5 ani beneficiază de formare continuă, dar asta nu limitează, asta este strict obligatoriu, dar foarte mulți profesori participă și în alte formări pe această dimensiune de la instituții acreditate. De exemplu, după cât eu cunosc, instituția acreditată în domeniul Institutul de Științe ale Educației are colaborare frumoasă cu Centrul Neovita, Centrul de Sănătate Prietenoasă Tinerilor, și atunci când este vorba de formarea, de exemplu, profesorilor care predau educația civică, aceștia vin și predau subiectele ceea ce țin de consumul de droguri și alte riscuri. Educația civică este deja în liceu, dar în ciclul primar. Educația civică este în preda în clasele 5-a, gimnaziale, a 12-a da. Și liceale. Și liceale. În clasele primare avem opționalul, care la fel este predat de profesori în domeniul. Eu am vorbit cu învățătorii și au spus că doar la orele de diriginție, cum au voie să vorbească despre acest. Și n-am menționat și diriginția, fiind la fel ca disciplină obligatorie, care are subiecte direcționate pe modul sănătos de viață și așa mai departe. Deci, dar nu există, predate, nu există predate aceste teme, din câte știu eu. Deci orice informație trebuie să fie predată, oferită, luând în considerație și vârsta psihofiziologică a copilului. Și? Deci, și nu avem un curs clar de prevenție, adică o curiculă de prevenție pentru copii de vârsta 5 de ani, 5 pentru de la 5 până la, de exemplu, 18 ani sau 24 de ani. Până la anume pe prevenția drogurilor, dumneavoastră, pe prevenție, doriți. Pe prevenție sau aveți și deci prevenția, jocurile de calculator, tot la fel și dependența chimică și nechimică, putem să luăm. Da. Și nu există în primul rând. Și uitați-vă, noi avem strategia asta antidrog și de mai multe ori am ridicat problema asta. Și, practic, Ministerul Educației în 6 ani n-a făcut absolut nimic în prevenție. Absolut. Haotic sus în lecțiile astea. Eu de multe ori am scris solicitare către Ministerul Educației de a face ceva împreună. Am elaborat și ghidul drogurile legale și adolescență. Nu știu dacă ați auzit despre el. Și lansarea a fost la Ministerul, la Academiei de Științe, împreună cu domnul Gheorghe Duca. Mai departe, au fost mai multe materiale elaborate, dar Ministerul... Vreau să vă întrerup aici pentru că vreau să zic eu. Spuneți asta după un video ca să vedem în mod practic cum se întâmplă. Avem pregătit, vă rog frumos, la regie videoul care este din România, dintr-o localitate și o instituție de învățământ unde au avut loc așa ore și cum au simțit copiii și care a fost informația, atitudinea pedagogilor. Vă rog frumos, regia, puneți pe post videoul. Altfel nu aș fi regăsit în desenele, în desenele și picturile voastre, n-aș fi găsit măgărușul trist care își pierde fericirea, dar care în final o găsește sau nu? Sub ce formă o găsește? De prietenie. Când închide ochii și deschide din nou, ce simți folosește? Dacă închizi ochii, nu mai vezi. Dacă e deschis, îi vezi. Văzul se ascunde în ochi. Dar aici, ce simți se ascunde? Aici așa, auzul. Perfect, auzul. Dar aici, ce simți se ascunde? Mirosul. Foarte bine.
Dacă ai mânca un castravet de acru, ce simți dumbuliță? Gustul! Gustul se ascunde în guriță. Ei, pui mâna aici, pui mâna aici. Ce simți? Pipăitul sau simțul tactil este simțul cel mai răspândit. Pe tot corpul noi îl simțim. Ei, dar mai pe lângă cele cinci simțuri care le-am vorbit, mai este un simț, chiar de mai multe, dar noi vom vorbi de data asta de simțul măsurii. Și voi să mă întrebați, dar ăsta unde se ascunde? Ăsta în cap se ascunde. Înăuntru, în cap. El poate să fie sau poate să nu fie. Dar urma discuției noastre de astăzi, toată lumea va avea simțul măsurii în cap. În ultima vreme se vorbește tot mai mult de poveștile terapeutice, de poveștile educative, pentru că prin poveste copilul înțelege mai bine, simte mai bine, comunică mai ușor și se regăsește în tocmai în personajele din poveste. El acolo, în poveste, își descoperă trăirile, își descoperă problemele pe care le are, dar nu le recunoaște, poate și din cauza noastră uneori și chiar din cauza părinților. Părinții nu întotdeauna recunosc că propriul lor copil are o problemă. Începând mult mai devreme, de la vârsta acestor copii pe care i-am urmărit cât de bine au asimilat povestea ursulețului Marmi, cum l-au înțeles, cum l-au perceput pe măgărușul care și-a pierdut fericirea sau chiar pe Ghetuță și Papucel, cum își aleg valorile încă de la o vârstă atât de mică, mi se pare o idee extraordinară. Și anume că nu folosești nici într-una dintre cele trei povești cuvântul adicție sau droguri, dar copiii pot rămâne cu câteva idei generoase, cu câteva valori care mai târziu în viață le vor fi de folos. Prietenia, așa cum spuneau copiii, familia și cel mai important sau printre cele mai importante lucruri cu care trebuie să creștem simțul valorii. Vreau să le mulțumesc autorilor pentru că ne-a învățat despre simțul măsurii, atât s-a vorbit așa, despre prieteni și despre Ghetuță, să nu stăm pe calculator. Ce înseamnă simțul măsurii? Înseamnă să nu mănânci prea multe dulciuri, să nu stai prea mult pe calculator, să nu exagerezi. Ce ai înțeles? Că să nu mâncăm tot timpul dulciuri, trebuie să avem o limită. Autorilor, nu știu ce să le transmite, cât că au reușit într-un limbaj extraordinar de ușor și pe înțelesul copiilor să dezvolte în ei unele atitudini morale pe care copiii le vor folosi chiar când vor fi adulți, ba chiar mai mult adolescenți. Da. Ursulețul Marmi. De mult era un ursuleț ce era tare de dulciuri în care niciodată nu se prea. Zilnic mama îi spunea, vezi de sănătatea ta că o să pățești ceva. Și așa se întâmplă. Marmi, ursul pofticios, nu a fost prea norocos. Îmi durea burtica tare. Doctorul era în zare. Girafina sfătuie să aibă simțul măsurii. Fructele să le consume, fără dulciuri și bomboane. După ce s-a vindecat, Marmi la drum a plecat, ca să afle ce o fi simțul măsurii. Burtile se întâlni și începu să-i ai vorbi. Ei, burtilă, cumva știi ce e simțul măsurii? Iar burtile îi arăta ce se poate întâmpla. Să vadă după ea să se întâmple așa ceva. Marmi valul întrebă, ce e simțul măsurii? Apoi el se ridică și pe toți se dărâ. Soarele dăduse foc, vișinului cel mai cor. Marmi, însă de îndată, puse apă pe gălea.
peste două săptămâni, pomul se împodă. Avea dulciuri, marmelade, caramele și înghețate. Și l-au îndemnat să ia foarte mult, cu găleată. Însă mami luă doar una și plecă la mama sa. Zilnic, el o ajuta mult dragă mama sa. Și înțelese ce era simțul acesta. Morabil. Orice lucru trebuie făcut cu o măsură. Am revenit, doamnelor și domnilor, în studio. Ați urmărit cât de fericiți erau copiii și cât de activi au fost și cât de bine au asimilat informația care a fost propusă. Vă reamintesc că în studio discutăm cu Mircea Grecu, psiholog, secretar general al Centrului de Informare și Prevenire Domeniul Adicțiilor, și Virginia Rusnac, director al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Și vrem să ajungem la un numitor comun privind aspectul de ce Ministerul Educației nu a dat curs propunerii venite din partea autorilor acestui proiect și nici la prezentarea care a avut loc pe 1 octombrie nu au venit, chiar dacă au fost invitați oficial. Și vreau să-mi spuneți, domnul Grecu, dacă fiind implicați și din ministerele reprezentați de Ministerul Educației din România, din Ucraina și din Federația Rusă, aceștia spun că este un proiect extraordinar care ar trebui să fie implementat și în Republica Moldova, ați întâmpinat foarte multe piedici, da? Din câte am citit și am văzut. Care au fost acestea la noi, Republica Moldova? Știți, eu nu vreau să acuz pe nimeni, deci pentru mine nu e un proiect politic, e un proiect psihopedagogic care ar trebui să ne unească, pentru că noi suntem o țară dizbinată, practic, avem, știți, problemele cu Transnistria, la Bălți, practic, se vorbește doar limba rusă. Acest proiect a fost implementat în două limbi, limba română, moldovenească și limba rusă. Cred că reprezentanților de la Ministerul Educației nu le-a plăcut că exista și varianta limba rusă. Deci, părerea mea, de altfel, nu găsesc o explicație logică de ce aceștia n-au dat curs, n-au fost de acord la implementarea acestui proiect în Republica Moldova prin intermediul Ministerului. Ne-a fost foarte greu. Noi am semnat un acord de colaborare cu Direcția Municipală de Învățământ, cu doamna Tverdohleb. Ea ne-a sprijinit foarte mult în derularea acestui proiect. Din cadrul Ministerului, cui v-ați adresat ca să... Am vorbit cu mai mulți, am scris mai multe solicitări, am avut și discuții cu doamna viceministru, nu mi amintesc numele, cu doamna viceministru din care nu mai este acum la momentul dat. Cine? Cernei? Doamna Cernei, Cernei. Da. Cu doamna Cernei am avut discuții. Cu doamna Gavreliță am avut discuții. Când era doamna Maia Sandu, am scris mai multe solicitări, tot la fel că atunci se realiza prima carte. Practic, ministerul, bine, că și ministerul e ocupat de altceva, practic, dar nu de sănătatea copilor. Noi știm că câți copii mor din cauza copiii mor și în certificatele de deces nu, adolescenți vorbesc, și în certificatele de deces nu scrie cauza adevărată a decesului, ci că insuficiența renală sau insuficiența hepatică sau alte cauze. Dar mor din cauza consumului substanțelor etnobotanice și alcoolului. Mor din cauza, adică câte suiciduri se comit din cauza alcoolului. Foarte mult. Și scrie că, bine, persoana s-a aruncat de la etajul 10, de exemplu. Dar când se ia o analiză de sânge, se vede că persoana a fost, adolescentul a fost sub efectul substanțelor psihotrope. Deci și din cauza asta noi trebuie să facem prevenție de la vârsta cea mai mică, de la vârsta preșcolară, împreună cu Ministerul Educației, împreună cu Direcția, împreună cu societatea civilă, care este foarte importantă. Să avem o curiculă, neapărat să avem unele standarde comune, pentru că nu avem cum să spunem, unii spun că berea
Și în legislație, practic, până acum, berea nu era alcool, percepută ca alcool, deci haideți să fim serioși. Adică trebuie să lucrăm toți împreună și atunci putem, nu eradica poate, dar putea, la un moment dat stopa acest fenomen. Pentru că, după cum vedeți, că numărul dependențelor de droguri în 6-7 ani a crescut de la 9.000 până oficial înregistrați, acum 12.000, aproape 13.000, oficial, date oficiale. Și avem o strategie, a fost elaborată o strategie, toată lumea saluta această strategie, a fost un succes foarte mare a partidelor pro-europene și, după cum vedem, noi strategia asta... Și chiar în strategie scrie, eu am citit primele abzațuri, din, că în momentul în care era elaborată, deja era vizibil creșterea persoanelor... Corect. Și atunci se bătea alarma și se, în 2011, dar acum au trecut 6 ani. Stimată doamnă, noi băteam alarma din 2011 când vorbeam despre drogurile etnobotanice și ziceam că au ajuns în România, foarte, a fost decese în România cauzate din, de plantele astea. Și noi, eu am fost și la minister și am avertizat și persoanele de la minister că uitați-vă, noi am scris un ghid drogurile legale și adolescență, drogurile legale fiind etnobotanice. Noi să avem un val de etnobotanice, lumea nu mă credea. Deci, nu, că asta nu e ceva serios și vedeți ce se întâmplă acum în Chișinău, că da, sunt foarte accesibili. Doamna Rusnac, spuneți-ne, centrul dumneavoastră republican ar putea să preia, așa cum ați vorbit despre proiectele care cu succes au fost implementate, iată acest proiect? Desigur, urmează să discutăm, să vedem despre ce este vorba, să analizăm și în dependență de necesitățile pe care le identificăm, putem să promovăm, în special că avem o experiență deja de pilotare, dacă ziceți că s-a implementat în atâtea instituții, inclusiv instituții preșcolare. Eu vă invit la o discuție, să vedem materialele, să le analizăm. Aș fi participat cu mare plăcere și la acea conferință din 1 octombrie, în special dacă au fost numenătorii în psihologie. Dar dacă au fost atâtea instituții implicate, dumneavoastră nu ați auzit chiar despre acest proiect? Îmi pare rău, dar nu am auzit, cu părere de rău. Nu am știut. Dacă ne axăm pe strategia antidrog, în decurs de 6 ani totuși, rapoartele ziceți că există în școală. Eu sunt sigură că rapoartele există pentru că toate structurile implicate și responsabile în implementarea strategiilor și planului de acțiuni sunt mai mult decât sigură că prezintă rapoarte în termenele stabilite. Eu mai mult decât sigură sunt pe această dimensiune. Deci, aici aveți să spune ceva, domnul Grecu, cu siguranță? Da, eu aș vrea să vă invit săptămâna asta, poate săptămâna viitoare, să ne prezentați aici în studio rapoarte privind implementarea strategiei antidrog, adică să văd un raport făcut de Ministerul Educației, pentru că nu există, din informațiile mele, nu există niciun raport în 6 ani. Nu s-a făcut pe dimensiunea educațională absolut nimic în prevenție. Absolut nimic. Eu nu aș menționa absolut nimic, pentru că atât curricula la dirigenție, cât și educație civică au fost revizuite în timp. Abordările sunt absolut altele în acest domeniu. Cu atât mai mult ora de dirigenție sau dirigenția devine obligatorie și nu ora. Dar este prea puțin la o oră de dirigenție să vorbim despre aceste lucruri, din cât îmi dau eu seama. Nu este puțin dacă o facem sistematic și o facem complex, prin dezvoltarea inclusivă a serviciului psihologic la nivel școlar. Dar cu ce vine învățătorul la ora de dirigenție, dacă aici sunt o sumedenie de materiale pregătite și oferite gratuit, din câte știu eu, da? Da, da. Și corect. Cursurile respective și cele opționale vin și cu materiale și cu ghiduri respective pe dimensiunea asta, care pot fi utilizate de profesori și totuși nu aș pune la îndoială competența unui cadru didactic. Chiar dimensiune. Chiar e interesant, regia, să facă legătură cu un vicedirector, un învățător la clasele primare din raionul Căușeni, să vedem ce se face în domeniul practic. Nu, cam 80 de directori din instituțiile de învățământ de Republica Moldova spun cu totul altceva. Adică că nu n-au auzit de prevenția antidrog, n-au auzit de prevenția jocurilor pe calculator,
Nu s-a făcut așa ceva din... și n-au nicio curiculă. Aș vrea să discut și eu cu ei dacă nu s-a vorbit și nu au citit și nu știu despre aceste dimensiuni. Poate nu știu în metoda sau în modalitatea de a le prezenta anume prin materialele pe care le-ați elaborat dumneavoastră, dar chiar aș vrea să discut cu și pe această dimensiune invit să ne întâlnim cu toții cei 80 de cadre didactice la care vă referiți și să mi se spună că nu au auzit și nu știu cum să facă un astfel. Cu mare plăcere, dar întâi să ne prezentați raportul Strategiei Naționale Antidrog. Deci eu vreau să văd raportul, să văd ce s-a realizat practic, adică pentru mine să-mi satisfac. Regia, aveți legătura? Facem legătura cu Dintiu Svetlana, director adjunct al Liceul Teoretic Ion Creangă. Încearcă regia să mai facă încă o dată această legătură. Dacă era vorba, domnul Grecu, vorbesc despre faptul că ați întâmpinat niște piedici vis-a-vis de vârsta copiilor, că unii veneau cu obiecții față de 5-9 ani, această perioadă de vârstă. Vreau să vă zic că am găsit tehnica de educație a lui Masaru Ibuka din Japonia, care vorbește despre lucrul că până la 3 poate să fie târziu deja. Și în tehnologiile care le avem acum avansate și dezvoltarea societății noastre, care este, dânsul propune o pregătire a copilului mult mai timpurie decât mai târziu. Deci nu putem spune că este prea devreme ceea ce propuneți dumneavoastră, că de la 5 până la 9 ani să venim să discutăm despre lucrurile acestea. Știți care chestie? Ce ne doare cel mai mult? Pentru că noi am oferit elevilor din Republica Moldova peste 28.000 de cărți gratuit. Fiecare, practic, elev a primit câte 3 cărți. Noi n-am cheltuit banii publici. Noi n-am accesat careva fonduri europene. Practic, eu n-am avut un orariu la scrierea acestei povești. Deci noi am făcut tot din contribuțiile proprii. Uh-huh. Și noi încercam doar să avem un dialog, societatea civilă, statul, atât. Noi n-am rugat să ne ofere ceva, sau spații, logistică, sau careva, adică chiar să te părească. Spațiile, cred că s-a întâmplat în instituțiile educaționale, corect, dar trebuia să avem, publice. Normal, trebuia să avem un acord cu Ministerul Educației, cum au acord cei din România, cum au acord cei din Ucraina, cum au acord cei din Federația Rusă. Dar sunt sigură că în instituție ați intrat cu acorduri, cu autoritățile, organele locale de specialitate în domeniul educației. Da, dar orice director, din prima ne întreba dacă avem un acord din partea Ministerului. Că nu poate să lase pe oricine să intre în instituția. Absolut. Și ați avut de la organele locale de specialitate, presupun. Altfel nu ați fi desfășurat. Corect. Pentru că nu oricine intră în instituție și poate desfășura este, acest lucru. Îmi spune regia că este Svetlana Dintiu pe fir. Bună seara, doamna Dintiu! Bună seara! Da, probabil ați urmărit emisiunea. Vreau părerea dumneavoastră în calitate de practician și om care zi de zi merge la școală și vede copii. Este necesar ca să prevenim dependența de droguri și dependența de jocurile pe calculator la copii la o vârstă preșcolară și în clasele primare? Și dacă acest proiect frumos implementat cu succes în țările vecine este necesar la noi, Republica Moldova? Da, știți, am privit cu mare interes și cu o invidie albă, am privit elevii din țările vecine care au trecut acum prin acest curs și mă miră foarte mult faptul că acest proiect încă nu a fost și nu este implementat în școlile din Republica Moldova și în instituțiile preșcolare, pe lângă celelalte proiecte care deja se implementează și poate nu sunt atât de utile. Acum când fenomenul nocivității persistă în societatea noastră modernă, când copiii sunt lăsați în mare parte doar în grija părinților, doar în grija cadrului didactic, din motivul că foarte mulți părinți, adică un număr impunitor, sunt nevoiți să muncească peste hotarele țării, sau sunt lăsați în grija bunicilor, sau și mai grav în grija vecinilor, care au trăit într-o altă societate și s-au educat cu totul altfel, care nu sunt familiarizați cu pericole care pot afecta viața copilului de astăzi, dar nici nu au nici pregătirea necesară, mai ales ceea ce am privit eu acum, cu cât plăcere și cu cât perseverență se educă acești copii prin acest proiect. Eu socot că este foarte util și foarte necesar acest curs în școli și în instituțiile preșcolare și anume la această vârstă când copilul foarte ușor poate fi provocat de a încerca. La momentul ceva, actual, doamna Dintiu, mă scuzați că vă întrerup, da, că mai avem puțin timp. La momentul actual, în această perioadă, preșcolaritate și școlaritate mică, doar la orele de dirigenție se vorbește despre acești factori nocivi din societate?
În învățământul primar, da, sunt câteva ore în planul de dirigenție, adică pe lângă cele 20 obligatorii, această temă se reflectă în 2-3 subiecte, adică 2-3 lecții, și își poate planifica învățătorul în celelalte 10 ore la alegere, dar învățătorul nu este atât de bine informat în acest model de predare. Și adică eu îl văd foarte benefic. Material este pentru aceste, material didactic vorbesc? Sau învățătorul face față singur, da, că iarăși da, din banii, din salariul ăsta mizer își cumpără tot? Așa, în ultimii ani, în păcate, în instituții nu vin materiale centralizate, materiale didactice, cum se făcea pe timpuri, și învățătorul e nevoit din salariul său, navigând pe internet, așa cum percepe el, să găsească material și să-l preia, să-l predea copilului. Adică nu avem acest material. Da, eu vă mulțumesc tare mult, doamna Dintiu, o seară frumoasă vă doresc și sper că o să aveți parte și dumneavoastră în școala dumneavoastră să vedeți aceste lucrări. Da, și pentru că suntem deja pe final, doamna Rusnac, vedeți că ei sunt foarte interesați de acest lucru și sperăm că Ministerul, atât și Centrul Republican, pentru că faceți parte, sunteți în subordinea Ministerului, veți reacționa cumva și noi vom avea în școli acest proiect. Eu am făcut o invitație la discuție și analiză a materialului și a programului. Eu, din ce am văzut, dumneavoastră, de fapt, ați realizat prin un eșantion destul de mare deja implementarea chiar aici, prin organele locale de specialitate. Este foarte bine. Cred că acest lucru, în special, reieșind din experiența pe care am văzut-o la televizor, deci asta ar fi, doar vreau să menționez că noi nu facem politică la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Nici noi aici n-am făcut politică, noi vorbim despre lucruri că... Politica noastră este copilul și interesul lui superior. Și în viitor națiunea noastră. Da, absolut, absolut, din această perspectivă și invocarea... Dar, din păcate, că, până acum vedem că nu s-a șase ani, nu avem nicio... Una din cărți este în limba rusă, nici pe departe nu poate să fie așa. De exemplu, în domeniul educației inclusive, am elaborat în ultimul timp, au fost elaborate mai multe suporturi pentru cadre de curs, pentru cadre didactice care au fost traduse și în limba rusă. Deci, da, eu vă mulțumesc că dumneavoastră, la final, așteptați o real... Da, aveți acolo niște materiale, vă rog frumos să le prezentați, da, să vedem cât este de frumoasă această finalitate a proiectului. Finalitatea proiectului, uitați-vă ce au pregătit niște copii, nu știu, e... Da, pot și eu aici să vă ajut. Un colaj de... Un colaj. Au pregătit copiii. Din lucrările după... Din Republica Moldova, din România, din Ucraina, Federație Rusă, uitați-vă ce au pregătit ei. Da, este mult aici, este noi foarte, nu foarte ne ajunge mult, studioul. Da, da. Vă deci, mulțumesc avem mult, foarte multe desene. Noi suntem foarte deschiși spre colaborare. Nici de cum nu este un proiect politic. Noi nu facem politică, nu facem educație și vrem să facem asta în parteneriat cu Ministerul Educației și alte ministere care răspund de sănătatea copiilor noștri. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Dedic această emisiune copilului meu, care are acum 2 ani și 10 luni, chiar astăzi am plinit, și cu speranța că salvând copiii, noi într-adevăr vom salva națiunea și atenția Ministerului Educației va fi mult mai mare asupra lucrurilor importante și proiectele care pur și simplu dau bifă la bani mari nu vor fi prioritare la noi în Moldova. O seară frumoasă vă doresc, vă aștept marți și vineri la 19:00, noua emisiune Intersecția RM. La revedere!